Așa, refrenul e simplu. Începem de acum vreo 2000 și ceva de ani, da? Când am venit pe lume prima oară, eram o țară de surori și frați. Acum 2 milenii bună oară, nu aveam mamă, dar aveam 2 tați. Și unul era Decebal, cel harnic, iar celălalt era Traian, cel drept. M-au educat de mic să fiu paharnic, dar ca să promovez mi-au zis să aștept. M-au educat de mic să fiu paharnic, dar ca să promovez mi-au zis să aștept. Eram un tânăr pașnic, cum se zice, dar într-o zi, pe baciul cel muntean, l-am transformat pe dață în arșice, mi se spunea și baciul ungurean. Și cum n-am fost dotat cu o mămică, când mă gândesc, genunchii mi se moaie, mi-a dat să suc o creatură mică, m-a adoptase pe un islaz o oaie, mi-a dat să suc o creatură mică, mă aduc ca să prins las o oaie. Mult mai târziu și bun la suflet tare, am luat o bucățică dintr-un fac, am mers la specialistul în topoare, și m-am făcut din dânsul un baltac. Și pentru că și cu vecinul meu avea vaci și mioare, și nimeni, dar absolut nimeni nu era mai bun ca el, m-am dus ca să-l întreb cam câte are. Și am băgat baltacul în cerebel, m-am dus ca să-l întreb cam câte are. Și am băgat baltacul în cerebel, și pentru că îmi doream și pomenire, mi-am angajat zidarii cei mai cei, ca să-mi construiesc o mănăstire, că nu eram în zonă decât 3. Și în loc de fierbător mi-am pus nevasta, plângea săraca, însă asta e. Și-am devenit celebru și cu asta mă mir că nu s-a dat la Pro TV. Și-am devenit celebru și cu asta mă mir că nu s-a dat la Pro TV. Astăzi Traian pe daci nu-i mai omoară și nici nu se mai bate cu baronii. Iar de te uiți la viață, într-o doară, la cursul zilei, e 2 pui de roni. Iar de te uiți la viață, într-o doară, la cursul zilei, e 2 pui de roni. Ca și altă dată sunt mândru că-s român. Și cam atât, ce pușca și cureaua mea cealaltă. Și un cântec din Madagascar, da? Venit de curând, că-s Constanțean și l-am primit direct, da? Și vi-l cânt acum, da? Se numește Radu, ofițerul Radu. Stoinic își cunoaște meseria, ca mai toți românii care încă sunt pe aici. Când îl văd cu șapca aia ce a dat-o primăria, cum muncește cu ardoare, parcă simt furnici.
Este ofițerul Radu, un chitanțier el are. El de urbe are grijă, nimeni nu-i ca el. Are un papu cu cadru, care în spate e plin cu fiare. Am parcat mașina în curbă și-a apărut el. Radu Mază, Radu Mază, Radu Mazărit. Și-mi blochează, și-mi blochează roata la Olci. Urmea mea e cea mai tare, cu străzi noi și luminate. Și noi toți, ca și reducul, este evident. Avem grijă de parcare, fiindcă altfel nu se poate. Altfel apare Babu cu Radu, e prezent. Ieri mergeam către faleză, am trecut de barieră. Dacă să nu plătesc, sunt tare, nu vreau mușchii mei. Scotocitul din viteză, să-mi agăți o parteneră. Când auzi zgomot de fiare și se aude, bei, ce faci, bei? Radu Mază, Radu Mază, Radu Mazărit. Și-mi blochează, și-mi blochează roata la Olci. Se spunește de o vreme că răducul are o boală. O boală de nu se poate pe mașini cu bec. Asta-mi face semne cu o problemă mai nasoală. Opresc colcitul în spate să-l întreb ce e. Am avaria pornită, însă asta nu contează. Ordinea și disciplina iar am încălcat. Cine credeți că se agită și chitanță-mi completează? Și blochează iar olcitul, cine m-a blocat? Păi, Radu Mază, Radu Mază, Radu dat până acum suta de parai. Cu așa căruță, tată, cum mai intru eu în muie, acolo e numai spuma, mai bine mi-o tai. La cât e de rablagită, nici nu iau pe ea 100, poate să-și o ia acasă să conducă ei. Sau dacă e puțin vopsită, cred că nici nu mai mută, face orice loc de joacă pentru.